Ia să vedem dacă s-a sculat barna sau există vreun polițist aici. Din start vă spun că nu. Dar parcă miroase a gunoi de la o firmă. Așa, ia să vedem noi. Ce-mi place mie de barna, mă, că rezolvă problemele imediat. Și-a pus rampă, și-a pus de toate. Domnul Barna! Da, bună ziua! Se poate? Da, poftiți! Păi, veniți un pic! Veniți un pic, am aparatură pe mine, audio-video! Vă rog! Am nevoie despre genul dumneavoastră. Să, dumneavoastră aveți camere în dotare? Da, avem. Haideți ca să vă arăt o poluare masivă și văd că aici nu se face nimic. Probabil că barna uită ce trebuie făcut. Asta s-a făcut-o de mult, rampa asta? Da. E băia bun. Așa. Barna e liber, da? E plecat. E plecat. Bun. Am nevoie de sprijinul polițistului. Unde? Eu vă aștept aceea ca să mergeți. Că așa, da? Să filmați, faceți proces verbal și chemați garda de mediu. Da? Că uite, a pus în tablou 585-ul, dar ei habar nu au despre ce este vorba în cel 585. Auziți? Uite, opriți-l. Că n-are remorca, am scris-o. Uitați-l. Opriți-l, domnule. Alo, alo, polițistul. Opriți-l, doamne, opriți-l-ai! Doamne, uitați, n-are remorca, uitați-l, n-are... Da, aveți nicio treabă, da. Da. Nu opresc oamenii, sunt tineri. Îl sună... Atenție, prima metodă, îl sună pe barna. Haideți! Primare, o să vedem cum o să-mi arăți tu mie cheltuielele care au fost acum un an. Astea care le vrei tu, să încerci tu să mă duci pe mine, vorba, da? Amenzele de la Garda de Mediu, amenzele de la cele 9 instituții care o să ți le arăt. Și acum o luăm poliția ca să nu mai sunăm pe păcurarul. Dogare, dacă oamenii tăi nu-și fac datoria, să știi că vin la tine. Dar am văzut că da. Bun. Vă dau imediat, da. Geana Hari Florin. Deci aici există... Cred că e Pișelău. Și de unde vine? Cu Y. Cu Y. Geană H-A-R-Y Florin, 13-12-1971. Vreau să... filmează camera, da? I-ați dat drumul? Da? Uitați-vă și dumneavoastră, uitați, vedeți că el curge, da? Miros pestilențial. Nu plouă afară. Nu există izvor aici, da? Uitați urma de unde vine, da? Și uitați dezastru. De ce? Pentru că este tolerat de comisarul ăsta șmecher de la Garda de Mediu Alba. Băi, comisare, ce făceai, mă, te dădeai la mine? Tu ai impresia că mă tem de tine? N-am înțeles. Fă-ți, mă, datoria, mă. Ieși, mă, dă-mi teren, mă, dă-mi terenul tău acolo al fermei tale numită zgardă. Ia uitați, dragii mei, uitați, să filmați de acolo, până acolo, să vede, da? Aveți obligația să chemați garda de mediu, ia uitați-vă ce este acolo. Dacă așa înțeles că este o rampă, uitați, o rampă, haideți mai aproape ca să vadă camera, că asta când o băgați în toc, se descarcă în sistem. Ia uitați și aici. Deci nu mai vorbim că e dezastru până aici. Haideți și cu camera. Unde? A, vă duce să... Exact. Bun. Deci ferma aceasta, a cui o fi? Bă, ce că e un cunoscut om aici. Am stat de vorbă cu el, atenție. L-am sunat pe telefon. Deci, dacă miroase... Miroase, cum să nu miroase? Da? Aici. Deci, băi, e garda de mediu. Comisarul ăsta care te ridică-i tu așa, că ești cinstit. Uite, bă! Uite, mă, ți-am adus aici, poliția. Ți-am adus poliția, mă. Da? Iată, ia uite. Salubrizare, ecologizare teren, da? Sancțiune, și tras la răspundere, mă. Păi, ce se întâmplă?
A, vezi că umblă un zvon că vacile tele și că se îngroapă pe acolo. Nu știu cine ești tu proprietar aici. Nu știu cine e proprietar. Deci, dumneavoastră constatați personal în conformitate cu legea 218 că vedeți o poluare? Aveți pe competență poluare? Mediul? Nu, nu, dar aveți pe competență mediu. Nu, aveți pe competență mediu. Vă solicităm mod expres, domnișoară. Dacă tot veniți și ne tratați așa, fiți un pic mai profesioniste. Deci, aveți pe competență mediul? O să anunțăm starea de mediu, o să prezinte și la fața locului și ce măsurile. Vă solicităm mod expres, chemați Apele Române, pentru că aveți o apă aici, Garda de Mediu. Garda de Mediu, da? Și primăria, reprezentanții primăriei. E în regulă. Astăzi, da? În ce dată suntem astăzi? 28. Ia uitați, apă curată, foarte spălată, dar poluată de o fermă de animale când are el rampă. Și uite, e apă curată, apă de izvor, niciodată n-ai să mori. Dar cu ăștia, pare mie că o să fie otrăvit. Dacă noi ne dorim ceva, ceea ce nu se poate, atunci să ne dorim ce se poate. Domnul polițist, simțiți mirosul pestilențial? Se simte, a? Dacă nu, mă așteptam să ziceți, domne, nu mă pot pronunța, mi se înfundă nasul, de obicei așa ziceți, de ce? Eu mă pronunț. Dar e rău Barna? Barna nu-i șeful dumneavoastră? Nu e șef. Dar ce este? Cât să dădea mare șef ăsta? Coleg. E coleg? Nu mai e șef? L-a detronat? E șef, la Mirazlău. Hai, la Mirazlău. Hai, șef, adică acolo unde v-am găsit. Iată, băi, Barna, am crezut că te-a detașat sau nu mai ești tu șef. Că ești băia bun. Oi fi corupt? Te-a chemat ăștia de-l pe la DNA? Cumva nu, cred. Nu. Ați văzut și pișelul ăsta aici, da? Și cum să scurgem baltă? Deci camera filmează, da? A dumneavoastră. Da. Și ați oprit-o acum. Aici ați constatat, ați filmat aici, da? Da. Uite ce miroase aici. Să mergem la primar. Să vă spun, dragii mei, că primarul ăsta iar e bun la... Vă spun de la început. Parcă eu sunt... ghicesc în brânză de vaci. Ăsta e bun la... Ăsta la altul vicele? El a început, sărăcuțul, mai plăpând. Mai plăpând. Asta e. Dragii mei, după cum vedeți, asta este rampa ecologizată al unui vătav și pe acolo al unui vătav care este protejat cumva de garda de mediu. Nu cred, nu. Uite, băi, comisarii de la garda de mediu. Așa se pune gunoi aici, pe pământ. A, și uite și acolo, da? Deci s-a filmat. Omule, s-a filmat. Nu o să te lase cei de la garda de mediu. Da? O să vină? Ia uite ce e aici, ia uite. E rampa de gunoi asta, da? Așa arată, da? Ia uite, tată, ce e aici, ia uite. Așa ai înțeles tu, da? Așa ai înțeles tu agricultura, da, de ce? Pentru că te tolerează primăria, ți-a dat ție aviz de funcționare. Păi peste tot e așa, da? Peste tot, da? Ia uite, ferme de animale, foarte bine, da? Dar încadrați-vă, fată, încadrați-vă, ia uite. Nisip pe drum, pe domeniul public, da? De ce ei... nu sunt sancționați, alți cetățeni sunt sancționați. Auzi, o cărămidă de sobă pusă pe colțul unui gard și i-a dat sancțiune. I-a dat sancțiune, dar ăla n-are sobă, are centrală termică. I-a dat unul pietre primărelul care ăsta habar nu are despre drapelul României să-și pună calmea pe el. Un nerușina de principeler. Înțelegi? Uite, gunoaie. Da, ce? Și apa e aici, aproape. Barna, nu le-ai văzut, mă, pe astea? Păi nu spune, mă, tu că ești profesionist. Ce profesionist, bă? Ești profesionist, dar profesionism. Uite aici, poluare, da? Masivă. Bă, poluare masivă, da? Zonă frumoasă. A, ar pădurile, atenție. De 3 zile încoace, pădurea nu tace. De sus, de naiut, să vedea cum iese fum. Și flacără mare. Pompieri? Cum să spun? Pompierii nici nu au nicio posibilitate să stingă. Cum arată drumurile în România? Pietruite. Primarul ăsta bolnăfior. Aici țin să vă anunț că se arestează cetățenii. Cu delapidări, cu chestii din acestea.
Deci ăștia au venit o parte dintre ei, l-a furat. Deci în primăria de la Miraslău l-a furat. Și colțoșii ăștia care să știu ei, am un prieten care a investit bani, sute de mii de euro, a cumpărat un sat care e atașat aici la Miraslău și i-a dat amendă. Primarul sau cine i-a dat amendă lui băiatul ăsta că a construit un gard. Bă, tu stai bine cu autorizațiile de construire la garduri? Adică lui ăla care a cumpărat un sat și le-a donat, atenție, le-a dat la cei de la ucrainieni, refugiați. S-a pus repede pe el. Amendă, tate, cât? 1 miliard i-a dat. I-a dat 1 miliard. Adică omul s-a dus să anuleze în instanță la Aiud. M-a găsit cu el în judecătorie, la Aiud. Da? S-a dus să anuleze acel proces verbal. În loc să-și facă treaba, să ajute oamenii cu curentul, cu toate astea, i-a dat amendă. Cine? Haideți că vă arăt eu acum. A, Popa. A, să-l vedeți pe Popa. Ăsta zici că e acasă la el. Când am vorbit cu el, zicea că e acasă la el. Popa de aici. Stai, mă, liniști, mă, că ți-ai și tu amendă. Vă, tafule, da? Cu steaguri, cu tot. Deci preoteasa, să o vezi pe preoteasa, ce profesionistă e. Cântă, ce voce, parcă zici că e pravegătoare. Da? Ia uite. Ia să vedem noi. Ce e aici? Ce e aici? Aici e biserica, cu drapel, cu taie, cu curte, dar nu mai duci tu sus. Asta e comuna minunată, Miraslău, cu redevență, luată din nisip și piatră, cariere care au fost prinși, tovarășii, exploatau ilegal. N-aveau cântar și acum exploatează legal, dar n-au cântar betonat. Eu fi dat drumul la cântare acum. Deci ei exploatează redevența. Băi, Onița, de unde s-a adus, mă? De unde s-a adus, mă, boga ăștia ți-a adus nisip, mă? Să te joci tu cu lopățica. A? De unde? Ne-am îmbrăcat de tabără pentru că să mergem la primar, primarele. Un primar care nu știu de unde a luat el nisip, dar l-a pus prin comună. Nu știu de unde și până unde e cunul, Moga. Băi, Moga, păi tu n-aveai, mă, licențe la mașini. Mașina ta când a făcut accident în Aiud, n-avea, mă, actele în regulă. Ce-ai făcut? Nici număr de matriculare nu mai aveai când circulai tu prin Aiud? Știi cine te tolera? Cumva păcurarul sau cumnatul? Bic, 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 bic. Bicule, cum a fost, mă, când ți-ai luat amendă? A trebuit să vină din Prahova să-ți iei amendă? Cinstitule creștin ce ești. Da, nu se intră pe aici. Da. Haideți că vă arăt eu să vedeți. Un primar care... E primarul pe aici? L-ai văzut? Primarul l-ai văzut? E pe aici? Nu știu, eu n-am fost la primar, am fost la mare. Aha. Deci, au pus interfon. Domnul primar l-ați văzut? Domnul primar e în concediu. Medical? E bună, nu știu mai bine. A fost internat. Așa, și domnul vice? E la incendiu. La pădure acolo. Nu ai să lucrezi la primărie? Da. Și ce lucrați aici? Genul mai numesc. Da, e cum, e și taxe. Ah, și cu cine aș putea să vorbesc? În afară de vice, în afară de primar? Și ce stau? Adică ce cu urbanismul sau cu cel cu mediu? Pe cine aveți cu mediu? La mediu? Uh-huh. Cine se ocupă cu mediu? Pe inginerul. Care inginer? Voicu. Unde îl găsesc pe omul ăsta? Nu e la ușor. Avea o ușă, era pe secretar și pe urmă la ușor. Băicu, la nicine, păi dacă ai pădurile. Bună ziua, domnul Băicu, unde-l pot găsi? Domnul Băicu, unde-l pot găsi? Bună ziua. Opa, care au ușă din asta. Da, asta. Aici! Aici? Lângă țeavă. Lângă țeavă. Domnul Băicu, este? Da. Să trăiți. A. Să poate un pic să vă deranjez un pic, să nu vă deranjăm aici. Haideți un pic. Domnul, voi dumneavoastră sunteți cu mediul?
Cum? Sunteți cu mediul dumneavoastră? Vă ocupați cu mediul? Nu. Păi de ce mi-a dat informații erunate angajații? Nu. Păi atunci cine se ocupă cu mediul? Păi și dumneavoastră ce funcție aveți aici? Inginer. Inginer? Dar ce fel de inginer? Urbanist, topografie, cu măsurători. Auziți, am o rugăminte la dumneavoastră. S-a dat o sancțiune unui cetățean de un miliard revertor pentru construcția unui gard într-un sat cumpărat? Da. Am înțeles. Pe legea de un miliard, da? Da. A construit acolo, ilegal. Da, ilegal. Dar nu este acel cetățean care a investit în satul ăla? Da, da. Și ce a zis? Haideți să-l altuim, că pe legea 50 pe măsură și nu-i ales... Nu e vorba de altuit, a fost atenționat de mai multe ori. Așa. Să stopeze lucrările. Așa. Nu au vrut eu, dar am mers odată, i-am făcut control, i-am zis să stopeze lucrările, așa. Nu s-a oprit. Și alți cetățeni... Tot înaintat... Am dat alți cetățeni care aveau, care au, de exemplu, construcții... Care au fost atenționat, s-au stopat lucrările. El nu a vrut să o și actualiza și a făcut... CF-ul să și-l actualizeze până în drum și ăsta și de aceea au fost... Stați bine cu legea 50 referitor la construcțiile civile pe aici, da? Așa, haideți că vă arăt eu construcții ilegale, vreau să-i amendați pe toți cetățenii. Da. Bine, îți vă trimit după 544. Domnul secretar, unde este? Că domnul vice am înțeles că este la incendii. Că ar pădură legea de vreo 3 zile. Dar pe eu sunt de aici, nu, domnul secretar, sau doamna secretară, nu secretariatul. Bărbat, femeia este. Femeia. Aici, Sorina, dacă nu. Ah, Sorina. Doamnă, cine răspunde referitor de poluare aici, în această primărie? În afară de consilier și de domnul vice. Cine mai reprezintă? Adică vreau să iau reprezentantul, să arăt, domnule, haideți să vedeți ce poluare mai se vede în comună aici. Nu știu dacă aveți cu cine discutam. Vicele pe teren, primarul este... Poți să spun și, domnule, aveți la cunoștință că s-a plătit vreo sancțiune referitor la garda de mediu cu acele animale care au fost îngropate acolo sus? Da, la secretară, dacă știu. O să ne-a registrat. Hai. Da, nu este nimeni. Bună. Să vă întreb ceva, Așa, ce? Ce sunt datul numărul de telefon? Al meu?